Cursa mondială pentru un vaccin anticovid continuă în ritm din ce în ce mai accelerat. Moderna, un gigant farma american, a anunțat azi că vaccinul dezvoltat de ei are o eficacitate de 95%. După Pfizer, e a doua companie care intră în linie dreaptă cu autorizarea unui ser. Odată distribuite vaccinurile și imunizați oamenii, epidemiologii cred că viața noastră va reintra pe făgașul normal, atenție, peste aproximativ un an. Testele companiei Moderna au fost făcute pe 30.000 de voluntari. Jumătate au fost vaccinați experimental cu două doze la o diferență de 4 săptămâni. Cealaltă jumătate a fost injectată cu o substanță placebo. Analiza prezentată se bazează pe primii 95 care au dezvoltat simptome de coronavirus. Doar 5 primiseră vaccinul, iar restul de 90 nu fuseseră imunizați. Asta înseamnă o eficacitate de aproape 95%. Knowing the vaccine is going to be effective is great news, but we still need to complete the regulatory process, which involves completing the study and generating more data, even some follow-up and safety data. Au fost înregistrate și efecte adverse ușoare, precum dureri de cap, musculare sau oboseală, dar specialiștii spun că e vorba despre un răspuns perfect normal al sistemului imunitar. Spre deosebire de vaccinul Pfizer, acesta nu trebuie depozitat la temperaturi extrem de mici, ci doar la minus 20 de grade, iar valabilitatea este mult mai mare, de 6 luni. Un lucru este sigur, indiferent care va fi primul autorizat, vaccinul nu va putea fi achiziționat direct de către populație. Un astfel de vaccin, în primul rând, va avea nevoie de o prescripție medicală. Deci oricare dintre noi nu va putea pur și simplu să meargă în farmacie și să-și cumpere pentru a-l fi administrat acasă, frigider, cum spuneți. Noi, ca populație generală, nu vom avea acces la acest vaccin înainte de primăvară, aprilie, mai. Pentru prima dată, specialiștii avansează o dată concretă când viața noastră ar putea reveni la normal. Puțin mai pesimist este fondatorul BioNTech, companie care lucrează cu Pfizer. Acesta spune că în prima jumătate a anului vom vedea primele efecte pozitive ale vaccinului, iar sărbătorile de Crăciun de anul viitor vor fi așa cum le cunoaștem înainte de pandemie. Până la aprilie mai probabil că o să începem să, adică să reușim să vaccinăm personalul medical, servicii esențiale și o să începem să vaccinăm persoane din categoria la risc. Eu cred că ne întoarcere decât spre normal o să fie în a doua jumătate a anului viitor. Pentru ca un vaccin să-și producă efectele și să stopeze cu adevărat transmiterea comunitară a unei boli, este nevoie de cel puțin 70% din populație să fie imunizată.